Slăviți să fie numele Domnului! Vă rog să deschideți Biblia la Exod, capitolul 20. Exod 20, aș vrea să citim cu ajutorul Domnului versetul 5, care spune așa la pagina 81, Exod 20 cu 5. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Vă rog să ocupați locurile. N-am spus amin intenționat pentru că nu vrem ca Dumnezeu să ne pedepsească. Și aș vrea cu ajutorul Domnului în dimineața asta să discutăm câteva lucruri și să vedem un pic despre consecințele păcatului. În urmă cu aproximativ 10 ani, 12 ani, am ascultat un predicator, eram în sală, un predicator renumit din Arad, foarte bun, am zice noi, care la un moment dat spunea că dacă părinții mei au păcătuit, Dumnezeu o să mă pedepsească pe mine. V-aș de la început să fiți foarte atenți pentru că o să schimbăm un pic direcția și o să vă spun că poți să fii pedepsit, dar dacă intervine Iisus Hristos cu jertfa Lui, nu se mai întâmplă nimic. Oricare ar fi păcatele care le-au făcut părinții tăi, oricare au fost păcatele care le-ai practicat tu și te gândești la pedeapsă sau la consecințe, vreau de la început să vă spun și să avem în vedere că Isus Hristos este cel care iartă. Am cântat cântarea asta care spune că sângele lui Isus are putere să ne ierte, să ne curățească, să ne sfințească, slăvit să fie numele Domnului. Aș vrea să vedem câteva aspecte legate de. Um, de consecința care poate să fie, de consecința păcatului și să vedem ce se poate întâmpla. Vreau să vă puneți câteva întrebări. Aș vrea să lansez câteva întrebări în dimineața asta, dar fără să răspundeți cu voce tare. Gândește-te un pic la ele, încearcă să-ți răspunzi și să găsești răspunsul. Că s-ar putea ca în cercetarea asta pe care tu o faci, în urma întrebărilor, să fie ceea ce vrea Dumnezeu să-ți transmite în dimineața asta. Se poate să te bine binecuvânteze Dumnezeu, să-i auzi glasul în dimineața asta, să-i primești un mesaj din partea lui Dumnezeu și să vezi că ți se clarifică anumite lucruri în timpul mesajului sau după, dar aș vrea să te oprești în dimineața asta și să te întrebi dacă vrei să schimbi viața și dacă vrei să se întâmple ceva cu viața ta, dacă vrei să te apropii de Dumnezeu. Vreau să vă întreb de ce când te jignește cineva, te superi sau suferi? Gândește-te bine și în dreptul tău, nu la cel de lângă tine. Gândește-te gândește de ce te hotărăști mereu să nu mai păcătuiești și maxim două, trei zile durează și ai căzut din nou în același păcat. De ce caz mereu în același păcat? De ce comentezi și de ce ripostezi atunci când cineva te jignește și nu te poți abține? O întrebare mai clară. De ce te cerți? De ce răspuns greu și negativ, și de ce uh, ai această pornire în inima ta să faci rău? De ce înjurăm, de ce furăm, de ce se curvește, de ce judeci? Și în dimineața asta, cu ajutorul Domnului, aș vrea să vă spun că n-am răspuns 100% la întrebarea asta, și dacă l-aș avea, n-aș vrea să vi-l dau. Aș vrea să vă las pe voi să vă gândiți la ele. Aș vrea să te las să te gândești de ce faci anumite păcate și lucrurile astea care eu le-am spus aici, hai să ne imaginăm un pom, lucrurile astea care eu le-am spus aici sunt roadele, sunt ceea ce se vede în exterior. Faptul că te cerți, faptul că vorbești ce nu trebuie, faptul că ești supărat, îmbufnat, astea toate ies la iveială, ies afară, dar problema, de fapt, e undeva în interiorul nostru. Problema sau asta este doar rodul, doar efectul, doar ceea ce se întâmplă și nu ceea ce produce, nu cauza. Cauza, dragilor, e în inimă și eu știu din toată inima că Dumnezeu astăzi va lucra și va vorbi la biserică, la Betlem, pentru că Domnul are toate lucrurile în control. Dumnezeu e Cel care vrea să ne lămurească și să ne ajute să înțelegem care e rădăcina păcatului. Care e rădăcina sau care sunt lucrurile astea sau din ce cauză te lupți așa de mult să fii sfânt și sfântă și nu reușești? Din ce cauză te lupți să mergi drept pe cale și alunici? Din ce cauză vii la biserică și tu ai vrea să fie har și ungere și binecuvântare și simți că parcă totul merge în rutină și parcă nu te poți conecta și parcă nu înțelegi de ce, de ce, de ce? Și mulți dintre noi am vrea să fim în cer deja și eu aș vrea să fiu aproape de Domnul. Eu aș vrea să fiu lipit de Domnul și să fiu în cer. Dar încă mai am treabă pe pământul ăsta, cum mulți dintre noi mai avem încă treabă. În dimineața asta, dacă nu înțelegi de ce păcătuiești, dacă nu știi care sunt lucrurile astea, pentru că ne pocăim de multe ori, așa? ne mărturisim de multe ori, încercăm de multe ori să ne îndreptăm viața, încercăm de multe ori să trăim așa cum ne cere Scriptura și nu poți. Ai vrea dar nu poți. De aceea în dimineața asta aș vrea să vă rog să vă faceți cercetarea asta, fiecare în dreptul lui. Pentru că fiecare are o rădăcină a păcatului și atunci când smulgem o buruiană, de exemplu, vă aduceți aminte, probabil că ați, spus pus toți mâna pe o buruiană, dacă nu, vă sugerăm aici în fața smulti buruieni, care pot fi smulse, mă refer, nu că jignim pe cineva. Și când smulge o buruiană, Vezi că buruiana aia are o rădăcină pivotantă, o rădăcină mai groasă, mai serioasă. Și dacă îți și rădăcina respectivă, ai să vezi că din rădăcina asta sau lângă rădăcina asta, mai sunt multe rădăcinuțe mai mici, mai multe firuțe. Ce vă îndemn în dimineața asta e să găsiți problema păcatului în viața voastră, fiecare dintre voi și dintre dumneavoastră și dacă n-ai găsit-o, roagă-L pe Duhul lui Dumnezeu să-ți o descopere pentru că n-am vrea astăzi după programul ăsta să plecăm acasă cu aceleași păcate, cu aceeași rădăcină păcatului în viața noastră, cu aceleași efecte și consecințe asupra păcatului și Duhului Dumnezeu să stea departe de noi. Urmează să avem o perioadă de stăruință după botezul cu Duhul Sfânt la biserică și pentru asta aș vrea să ne pregătim de astăzi, mâine, marți și miercuri cu ajutorul Domnului o să venim la biserică să ne rugăm și să stăruim ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și să toarne din Duhul Sfânt peste Biserica Betlem și ziceți amin. Și dacă va face Dumnezeu lucrul ăsta sau ca să facă Dumnezeu lucrul ăsta, avem partea noastră aceea de a ne găsi rădăcina, de a ne găsi păcatele, de a ne găsi starea care o avem și să venim cu ea înainte lui Dumnezeu și să o mărturisim. Și Dumnezeu va lucra cu semne și minuni. În foarte scurte cuvinte aș vrea să vedem, să primiți o nouă definiție a păcatului. Nu știu dacă am mai spus aici la biserică sau nu. Nu e cea din Dex, E o definiție care ne dă de gândit, pentru că în dimineața asta, ăsta e gândul meu, asta mi-am propus să vă fac să gândiți pe fiecare dintre dumneavoastră. Păcatul este ceea ce îl întristează pe Dumnezeu. Pentru că e foarte simplu să vin și să spun să furi, e păcat, să curvești, e păcat, să minți, e păcat. Dar când vine vorba de lucrurile astea finuțe care nu sunt foarte clar trasate în Biblie, acolo nu mai prea pot să mă bag. Să vin și să spun că să-ți faci unghii, de exemplu, sau să le moșgolești, sau cum vreți voi să le ziceți, să le faceți frumoase, de fapt, îi păcat. Asta nu mai pot eu să vin și să spun, dar poate în dimineața asta Duhului Dumnezeu să vină și să-ți traseze anumite lucruri în viața ta care îți spune El dacă sunt păcate. Dacă te uiți urât la cineva, nu avem o, un verset biblic care să spună nu vă uitați urât unul la alții, pentru că pe vremea aia poate că nu să uita oamenii urât unul la alții. Dar în dimineața asta Duhul lui Dumnezeu îți spune Uită-te în inima ta și vezi de ce te comporți așa, vezi care e problema, de, din ce cauză te uiți urât la cineva și cum se rezolvă problema respectivă. De aceea, în dimineața asta, gândiți-vă oare care sunt lucrurile din viețile noastre care îl întristează pe Dumnezeu. Și aș vrea să vă rog să luați ca și învățătură, dacă îți vine în minte să faci un păcat, dacă îți vine în minte să faci un lucru rău și greșit, întreabă-te, oare îl întristez pe Dumnezeu? Oare cu vorbele mele, cu cea cu exprimarea mea, cu modul meu de abordare, îl întristez pe Dumnezeu? Sau nu? Dacă îl întristez pe Dumnezeu, vreau să vă spun că e păcat și în sângele Lui Iisus Hristos este iertare în dimineața asta. Dar învață-te să analizezi în felul ăsta păcatele, pentru că sunt foarte multe lucruri din astea de nuanță, pentru care numai Duhul Lui Dumnezeu ne poate lumina și Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi. Deci, păcatul, în dimineața asta, îl lămurim ca și orice lucru care îl întristează pe Dumnezeu. Haideți să vedem ce înseamnă efectul sau care sunt efectele. Ce înseamnă efectele păcatului? Ce înseamnă expresia asta, efectele păcatului? Efectul păcatului la care vreau să mă refer în dimineața asta, îi urmarea sau consecința păcatului, e tot ceea ce urmează după ce ai păcătuit efectele sau ce se întâmplă după ce tu păcătuiești. Ce se întâmplă în viața ta după ce tu ai păcătuit, ce se întâmplă cu cei din jurul tău sau ce se întâmplă în generațiile următoare dacă tu alegi deliberat să păcătuiești, dacă tu trăiești în păcat, dacă tu ești rob sau rob al păcatului și urmează cu ajutorul Domnului în să vedem că mai multe categorii de păcate nu păcate mici și mari, nu la asta mă refer, ci mai multe categorii de păcate care au consecințe diferite, care au urmări diferite, care au efecte diferite. De aceea, în dimineața asta, înțelegerea pe care o am, e că există rădăcină pentru păcat, însă anumite obiceiuri, anumite obișnuințe care ne duc mereu în același loc. Trebuie să fim uh, conștienți că Duhul lui Dumnezeu e Cel care vrea să ne sfințească în dimineața asta pe fiecare dintre noi. Aș vrea să vă rog în timp ce vorbesc în mințile voastre, spuneți-i Duhului Sfânt, Doamne, vorbește -mi și mie în dimineața asta. Doamne, cercetează-mă și pe mine să nu fi venit degeaba la biserică, să nu vin cu anumite păcate și să plec cu altele mai multe, ci să pot să stau în prezența lui Dumnezeu, pentru că noi vrem să ne sfințim. Și vreau să vă spun aici că păcatul e cel care deschide ușa pentru demonic, pentru diavolul, pentru duhurile rele. Și în dimineața asta niciunul dintre voi să nu vă permiteți să ziceți în mintea voastră eu trăiesc cu păcatul ăsta, eu îl accept pe păcatul ăsta în viața mea și mă duce cu el așa cum pot. În dimineața asta, orice păcat care îl aveți, mărturisiți înaintea lui Iisus Hristos și cereți Domnului ca El să ne binecuvânteze și să ne sfințească ca să putem să ne sfințim și să stăm în prezența lui Dumnezeu, pentru că altfel noi trăim în păcat și câte vreme trăiești în păcat, păcatele noastre ce fac între noi și Dumnezeu? Pun un zid de despărțire și câte vreme e păcat în viața ta, e clar că trebuie să te pocăiești și să te apropii de Dumnezeu și trebuie să te sfințești, că altfel s-ar putea să fie mai rău. Câtă vreme ai ușa deschisă pentru păcat, poate să vină un duh, poate să vină șapte, poate să vină o legiune, poate să vină cel rău să își facă de cap. Acolo vreau să vă întreb, oare credeți că e posibilă varianta asta? Vreau să pun o variantă în fața voastră. Cei care s-au botezat duminica trecută, îi luăm ca și exemple de copii spirituali, pentru că sunt ultimii născuți la noi în familie, ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvânteze. Dar aș vrea să vă gândiți așa, Oare cumva ar zice diavolul, mă, ăștia sunt prea prospeți. Acum și dacă s-a jucat el un pic cu păcatul, nu mă bag, că păstrez o anumită distanță, am un pic de milă față de el, îl las totuși, chiar dacă păcătuiește mai un pic, dacă încă e robit, încerc cumva să-l menajez. Credeți că ar zice vreodată diavolul așa să-l mustre Domnul? El vine, sparge insistă, rupe ușa dacă poate, încearcă să, să strice tot, pentru că satan a venit să jefuiască, să chinuie și așa mai departe, ca să ne ajute, ca să ne ducă pe fiecare dintre noi în, în prăpăd. Pentru asta vrea el. Și de ce v-am pus lucrul ăsta? Pentru că niciunul dintre noi nu-i permis să ne jucăm cu păcatul. Chiar dacă ești copil, chiar dacă ești tânăr, chiar dacă ești proaspăt întors la credință, nu-ți permite nimeni să te joci cu păcatul, pentru că cel rău, el îi, îi stă ca un leu care caută pe cine să înghită. Și ai vrea să te înghită pe tine? Îți permiți să te joci cu păcatul și îți permiți să stai uh, aproape de păcat sau ar fi mai bine să fugi și să sfințești inima și viața, să te poți apropia de Dumnezeu? Aș vrea să ne gândim un pic de, la, la textul care l-am citit și te rog să-l afișezi din nou, Exod 20. Pentru că aici sunt câteva lucruri foarte grele, ne spune Cuvântul lui Dumnezeu ultimul, ultimele două cuvinte ale celor ce mă urăsc, ultimele două cuvinte. Și aș vrea să ne gândim și să te gândești dacă nu cumva rădăcina păcatelor tale îi ura pe care o ai față de Dumnezeu. E prea grav așa. -i? Nu poți să spui că îl pe Dumnezeu. Mergem un pic mai mai finesc, cum să zice. Dacă cumva. Ești supărat pe Dumnezeu. Dar nici asta nu voie. Dacă cumva simți, și aici că să afirmăm, nu o să facem, nu o să spui niciodată că ești supărat pe Dumnezeu. Dar dacă cumva vii și spui sau simți în inima ta, situația asta m-a depășit. Așa mi-a fost de greu încât Dumnezeu a făcut ceva nedrept. Nu spui că nu e greu să afirm sau nu poți să spui că îl urăști, nu poți să spui că ești supărat pe el, dar în interiorul tău, în inima ta, că de acolo discutăm un pic că din inimă ies toate lucrurile rele, acolo nu-i ură, dar e un fel sau prima, prima treaptă e o nemulțumire sau o neînțelegere sau nu înțelegi ce a vrut Dumnezeu să facă și atunci mocnești în inima ta o amărăciune, o supărare, o durere care o ai în inima ta și naturală, normală să o ai, dar nu știi ce să faci cu ea și nu te poți apropia de Dumnezeu. Și de acolo, din inima ta, din ura asta care spune cuvântul lui Dumnezeu, s-ar putea să fie tot felul de gânduri rele, necredință, mândrie, egoism, neiertare, respingere, iubire de bani, comoditate, indiferență, mânie, și așa mai departe, iuțime sau oricare dintre lucrurile astea, care de fapt sunt în inima noastră, care de fapt sunt în interiorul nostru și câtă vreme ele trăiesc acolo, tu ești păcătos și păcătoasă. Dar când Isus Hristos vine și schimbă ceva, el schimbă inima și îți iartă păcatele și poți să te apropii de Dumnezeu. Bun. Am ajuns la concluzia că în inima e păcatul și de acolo izvorește. După ce ne dăm seama de unde izvorăște păcatul și ne hotărâm în dimineața asta să-l scoatem afară, vreau să vă gândiți un pic la David și la Bathsheba, că au păcătuit groaznic și cumplit. David a fost iertat, în psalmul 51, vedem acolo câteva lucruri, dar după ce vedem că el a fost iertat, totuși rămân anumite consecințe pe care el și le-o trasa sau el, el și-o dat verdictul și apoi consecințe au venit în viața lui. Și vreau să vă întreb, se poate întâmpla oare să fie iertat păcatul să fie iertat. Spunea cântarea care a fost cântată înainte să încep, sângele lui Iisus Hristos are putere. Și vă spun din toată inima că sângele lui Iisus ne iartă. Și pe mine m-a iertat și în dimineața asta. Și ești iertat și iertată. Dar vă întreb acum, se poate să mai fie consecință? Să se poate să mai fie vreun efect, se poate să mai fie vreo urmare și aș vrea să ne gândim la două consecințe, la două efecte la ceea ce se întâmplă după ce păcătuiești. Se poate întâmpla să fie consecințe naturale sau pe pământul ăsta fizic, pe tărâmul fizic. Și Dumnezeu a dat anumite legi în lumea asta. A dat legi pe tărâm fizic și a dat legi pe tărâm spiritual. Și o să discutăm despre câteva dintre ele. A dat Dumnezeu anumite legi pe pământul ăsta și vreau să vă spun că nu ne putem împotrivi. Și vă întreb, oare legea gravitației se mai aplică și la pocăiți sau nu? Dacă nu credeți, luați Biblia, ridicați-o deasupra capului și dați-i drumul. Să vedeți dacă cumva legea gravitației la voi nu funcționează. Dacă vezi că stă Biblia deasupra, înseamnă că tu ești altfel. Dar dacă îți cade Biblia asta în cap, înseamnă că legea gravitației pe care o dat-o Dumnezeu funcționează. Îi încă în vigoare. De, aceasta, de asta vreau să vorbesc despre câteva legi pe care Dumnezeu le-a dat, legile astea pământești pe care voi le știți și sunt o grămadă de ele, nu le discutăm, dar sunt câteva legi pe plan spiritual niște lucruri pe care Dumnezeu le-a trasat și orică vrei, orică nu vrei, orică ești copilul lui Dumnezeu, orică încă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, legile astea sunt general valabile și ele funcționează. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Galaten 6 cu 7, nu cred că are rost să afișăm toate versetele, doar vreau să le citesc pentru că timpul trece destul de repede, despre legea semănatului și a culesului. Nu știu dacă sameni bunătate, și te aștepți să primești răutate. Dar dacă e invers cum e? Dacă să răutate, te aștepți ca ceilalți să fie bun cu tine? Legea asta e general valabilă și ceea ce semănăm, afișează, te rog, mai bine totuși, Galatei 6 cu 7, ca să înțelegeți versetele, pentru că ceea ce faci, a ceea ce se va face. Ceea ce sameni, aceea vei culege. Astea sunt legi general valabile. O altă lege, e de exemplu, o lege de amărăciune, lăstare de amără, amărăciune, tot timpul vor duce judecată. Legea idolatriei, ceea ce am citit lui în exod. Dacă vrei să-i te închini celui rău, o să fie consecințe. Dacă te închini și fără să vrei, și oricum ar fi ea, închinarea asta, ea va aduce consecințe. La fel ca și cu legea gravitației, nu există uh, abolire, nu există schimbare. Așa, legile pe care le-a dat Dumnezeu. Apoi avem o altă lege. De exemplu, legea respectului față de părinți, Exod 20 sau Efeseni 6 cu 2, în care ne spune că dacă vrei să trăiești mult pe pământ, trebuie să simțești părinții. Dacă nu, se întâmplă reversul. Altă lege, de exemplu, Matei 6 cu 14 și 15, și aici ne apropiem de realitatea de în zilele noastre, te rog să afișezi Matei 6, versetul 14 și 15, când ne spune ce câteva lucruri legate despre iertare, care vă întreb eu dacă s-au schimbat sau dacă se vor schimba în funcție de părerea ta, în funcție de ceea ce vrei tu, în funcție de ceea ce crezi tu. Luăm textul exact cum e scris, așa cum am învățat de la alți frați. Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Vreau să vă întreb, se va schimba legea asta vreodată? Ierți Ești iertat. Nu iți, nu vei fi iertat sau iertată. Și acum aș vrea să intrăm în textul din uh, Exod 20, pentru că vedem acolo câteva consecințe. O să avem două feluri de consecințe despre care vreau să vorbesc în dimineața asta. Și cuvântul lui Dumnezeu uh, ne spune că ele pot fi active, atenție mare, active, consecințele pot fi active până la a treia sau a patra generație. Și noi în dimineața asta trebuie să ne gândim la a treia și la a patra generație și aș vrea să facem ca un fel de, de test, ca un fel de examinare a situației, să zicem așa. Poate că ați auzit despre arborele genealogic și s-o grămadă de teorii înainte, înapoi, nu se știe, nu să știe exact cum merg treburile cu ele, dar aș vrea să vă gândiți, dacă ați auzit cel puțin odată expresia asta, tot ești tată -tă. La noi în Arad, în Ardeal, aici așa să folosește, nu știu cât sunteți de-ai locului. Tăt ești mamăta. ta Tătă ești mamă-ta. Exact așa reacționezi, exact așa te comporți, same împăiază și că ești a ei, a lui Leit. Avem un verset în Biblie 1 Petru 1 cu 18 care ne spune ceva despre uh, modul nostru sau ce, ce primim noi de la părinții noștri. De ce vă spun lucrurile astea? Pentru că s-ar putea întâmpla să nu poți verifica arborele genealogic, de exemplu, sau nu poți să verifici ce, ce o să fie după tine, dar poți să verifici ce a fost înainte de tine. Și aici e un lucru foarte interesant, că știți că nu cu lucruri peritoare cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați de felul de șeri de viețuire pe care îl moșteniți sărăți de la părinții voștri. Deci, noi moștenim un fel de viețuire Deșert, spune aici cuvântul Domnului în Petru, noi moștenim ceva de la înaintașii noștri. Și asta se poate verifica. Dar nu se poate ști ce va fi după mine. Nu se poate. sau nu. De ce vă spun asta? Că noi nu suntem așa de conștienți de efectele păcatului pe care eu îl fac astăzi. Ce se întâmplă dacă eu păcătuiesc? Lasă că mai iartă Domnul, lasă că o fi bine, lasă că o să ajung în cer, dar mai sunt foarte multe alte lucruri colaterale la păcatul ăsta. Nu-mi permis să păcătuiesc uh, deliberat și să zic, fac păcat că mai iartă Domnul. Să păcătuim ca să se înmulțească harul? Nici de cum, ci în dimineața asta ne gândim că noi trebuie să ne sfințim inimile și să oprim genealogia asta sau blestemul sau legăturile care vin generațional și vreau să vă spun că dacă viți atenți, le observați la voi. De aceea în dimineața asta o să facem uh, o rugăciune la finalul mesajului în care o să vii și să-i spui Domnului, Doamne, poate nu cunosc bine istoria familiei mele sau a neamului meu, poate că nu, nu știu de ce păcătuiesc, nu știu care sunt rădăcinile astea, dar aș vrea să le rupi în numele Lui Iisus Hristos ca eu să fiu copilul tău. Miercuri am discutat despre aceeași temă la seara de tineret și unul dintre tineri mă întreba, zice, cum pot să mă pocăiesc dacă îți consecințele uh, păcatelor părinților mei în viața mea. Ce trebuie să fac? Și am spus foarte clar și de aceea am adus întrebarea asta în, în, în fața dumneavoastră, că tu nu te poți pocăi pentru alții. Nimeni nu se poate pocăi unul pentru altul. Tu trebuie să te pocăiești în dreptul tău. nu spăcatele păcatele lor care vin în viața ta, ci doar anumite urmări, anumite consecințe, anumite locuri unde tu ești mai vulnerabil sau mai ispitit sau ca pradă mai ușor. Și acum dacă vă gândiți în viața voastră la robile pe care voi le aveți și la lucrurile cu care ne confruntăm, să știți că avem nevoie de Isus Hristos. Ar vrea să ne uităm la câteva consecințe imediate la păcatele astea care noi le facem fizice. Și probabil că știți că dacă furi și ești prins, e drept, asta e un aspect, dar dacă furi, dosar penal și pușcărie. Dacă înjuri, s-ar putea să fii înjurat, s-ar putea să capeți bătaie, s-ar putea să primești o pedeapsă. Dacă te uiți la horoscop sau la ocult, poți să, să primești imediat, în, urmă, în instant, să primești blestem, frică sau duhuri. Astea sunt consecințe un fizic. Dar se poate întâmpla ca pe plan spiritual să te gândești că minciuna nu e fizică, e doar o rostești și nu e pământul ăsta fizic. Dar și la minciună se pot întâmpla să fie foarte multe consecințe. Să fie rușine, neîncredere, destrămarea relațiilor sau mai mult mai multe alte lucruri. Se poate întâmpla ca flirtul sau curvia să ducă boală, să ducă rușine, să ducă depresie, să ducă ură, să fie ca și rezultat sau ca și urmare un copil nedorit și așa mai departe. Și toate astea sunt consecințe ale păcatului, pe care în dimineața asta ne-am vrea să-l demascăm și să-i spunem Domnului, Doamne, ăsta e păcatul cu care eu mă confrunt și vreau să fiu liber în numele Lui Iisus Hristos. Vreau să fiu liber în numele Lui Iisus Hristos. De aceea vă rog din nou și vă readuc aminte Cercetați-vă fiecare pe voi, pentru că nu se poate să nu găsești păcatele din viața ta. Nu se poate să nu le găsești păcatele și să vezi care sunt problemele reale, care e rădăcina, care sunt lucrurile astea care, care produc în exterior lucruri negative și lucruri rele. Domnul să ne dea biruință fiecăruia dintre noi să ne sfințim. Aș vrea să te gândești apoi și la înaintea și tăi, la ce au făcut și să nu facă și copiii tăi la fel gândiți-vă, acum mă refer la păcate, da? Să nu, ne, să nu se întâmple cumva ca ceea ce au păcătuit și noștri. De ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că la noi e puterea de oprire. Aici, asta modulul cel mai tare atunci când predica predicatorul ăsta despre consecințe, că nu au pus deloc Jerfa lui Isus Hristos, intervenția lui Isus Hristos în blestemele astea care trec peste generații. Dar în dimineața asta vreau să vă spun că dacă tu te întorci la Dumnezeu, dacă tu te întorci la Isus Hristos, dacă îl primești, Iisus poate să rupă blestemele astea. Iisus le poate rezolva instant. În momentul în care tu crezi, să pot rezolva, dar însă anumite situații în care ele nu se rezolvă. Și atunci e nevoie de o rugăciune specială sau de un timp special în care să vii și să stai în prezența lui Dumnezeu și să-i ceri atingerea lui sângele, lui protecția lui, biruința lui, pentru că nu toate se rezolvă doar cu credința care te duce la mântuire. Pentru că ăla e un aspect, e primul pas și apoi urmează Sfințirea și să ne apropiem mai mult de Dumnezeu și să putem să stăm în prezența Lui. Și Domnul să ne ajute să nu mai avem consecințe în viețile noastre. Cel rău vrea să ne înghită pe fiecare dintre noi. Dar eu în dimineața asta mă hotărăsc. Și aș vrea să vă aveți hotărârea asta în inima voastră. Poate să că fiecare în gândul lui. Mă hotărăs să fiu al Domnului. Spunea prima cântare, sunt aici la dispoziția ta. De aceea vă rog și vă și insist: în numele lui Iisus Hristos, ridicați-vă. În numele Domnului, ridică-te din starea asta de păcat, ridică-te din, din depărtarea asta uh, care o ai față de Dumnezeu, pentru că nu poți să mergi în cer așa. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne sfințim viețile. Trecem la al doilea text, al doilea, al doilea fel de consecințe. Te rog să afișezi Deuteronom, capitolul 32, cu versetul 2. E un subiect mai greu aici de abordat și nu se prea abordează public. Dar aș vrea în dimineața asta să vedem că mai pot fi anumite consecințe. Am spus în primul rând că pot fi consecințe care duc până la al treilea și la al patrulea neam. Și pot fi consecințe active pot fi anumite consecințe până la a zecea generație. Și aici te rog să-l afișez de capitolul 32 cu versetul 2, să-l citim. Și apoi să ne gândim un pic la David și la Batșeva și să ne gândim la păcatul ăsta de curvie. 23 cu 2, cred că am greșit eu referința. da, 23 cu 2, cel născut din curvie să nu intre în adunarea Domnului, nici chiar al, zecinea, al zecelea neam al lui să nu intre în adunarea Domnului. Și avem foarte multe versete biblice, dar nu intrăm să le discutăm pe astea, dar gândiți-vă că sunt anumite consecințe active până la al zecelea neam. Și nu știu câți dintre voi vă cunoaște sau ați fost curăși vreodată de bunici și de străbunici sau până la 10-a generație. Ce știu cum a fost bunicul meu cu 10 generații. Aia înseamnă acum 200 de ani, poate că sau așa mai departe. Mai bine, cred că. Nu știu cum a fost, habar n-am. Dar uitați-vă în Biblie, avem câteva exemple. Nu știu dacă voi știți cum a păcătuit Iuda cu Tamar. De la Iuda și Tamar, de la păcatul lor, nu intru în detalii, 10 generații, e David cu Batșeba, păcat sexual. Și să știți că dacă îl urmăriți în Biblie, voi o să observați că până la 10 generație evrei au, au înclinația asta spre genealogie și tot timpul să le numere foarte bine generațiile, ce s-a întâmplat unul cu altul și așa mai departe și vedem că la 10 generație, după Iuda și Tamar, păcătuiește David cu Bathsheba în același fel. Se poate întâmpla ca în viața ta să fie consecințe active încă 10 generații. Și Domnul să ne păzească de asta. Eu sper că la Betlem nu-i cazul și că nu suntem în direcția asta, dar vreau să vă spun, să aveți grijă, că s-ar putea întâmpla ca păcatul tău, care tu-l faci astăzi, să afecteze următoarele generații, până la 10-a 10 -a generație după tine. Păcatul sexual este neascultare. Efeseni 5. De la 3 la 7 ne spune acolo Cuvântul Domnului că nici măcar să nu fie pomenit între noi astfel de păcat, pentru că noi trebuie să trăim aproape de Dumnezeu și să ne sfințim viețile. Ce se întâmplă când păcătuiești în felul ăsta? Spune tot Cuvântul Domnului: cine se lipește de o persoană păcătoasă, nu e prea greu cuvântul, se lipește de ea. Adică dacă te lipești de păcat, te dezlipești de Dumnezeu. Te dezlipești de sfințenia lui Dumnezeu și atunci vin o grămadă de consecințe, vin o grămadă de lucruri rele care se pot întâmpla în viețile noastre și în viețile celor pe care noi îi cunoaștem. Se pângăresc relațiile, se pângăresc relația dintre soț și soție, dintre copii și părinți și așa mai departe. Toate astea, atenție mare, au efect negativ, răutate, dacă tu alegi să păcătuiești. De aceea, în dimineața asta fac o pledorie înspre Sfințenia lui Dumnezeu, care vrea să ne sfințească și vrea ca aceste consecințe să nu fie în Betlem, ca aceste consecințe să nu fie în familia ta, ca aceste consecințe să nu fie aproape de tine, în jurul tău, să dărâme, să distrugă și să facă rău. Și Domnul să ne sfințească pe fiecare dintre noi, pentru că dacă ne pângărim, dacă ne, dacă ne murdărim în felul ăsta, în viețile noastre. Apare o grămadă de vinovăție și de condamnare și pe bună dreptate. Apare mândrie și aroganță la unii dintre cei care păcătuiesc în felul ăsta și Domnul să ierte și pe ei, pentru că există iertare. Dar se mai întâmplă foarte multe lucruri acolo. Sunt o grămadă de legături sufletești, nedumnezeiești, care se întâmplă între cei doi, și astea toate au efect în viața de familie, toate au efect în, în relația ta cu Dumnezeu, toate au efect sau au consecință în viața spirituală. Și Dumnezeu să ne ajute să nu păcătuim în felul ăsta, ci să putem să stăm aproape de Domnul și să nu ne lăsăm pătați, să nu ne lăsăm murdăriți, să nu ne lăsăm trași sau atrași sau ademeniți în păcatul ăsta, pentru că sunt foarte grave consecințele. Câți dintre voi v-ați gândit? Atunci când faci un păcat mic, aproape că aș da exemplu la bărbați, o simplă privire păcătoasă. Ca asta s-ar putea să-ți afecteze relația cu soția, pentru că v-am spus de la început, dacă deschizi ușa către un păcat, pe cel rău intră bucluc, cum vrea el, unul sau șapte sau mai mulți, printr-o singură deschidere de ușă, printr-un singur păcat și nu te n-ai vrea în dimineața asta, vreau, vreau să fiți foarte conștienți cât de grave păcatele astea. Dacă nu ți rușine de Dumnezeu că păcătuiești, dacă nu ți rușine ție să faci păcat, gândește-te măcar la cei pe care îi afectezi, gândește-te care sunt efectele în familia ta, gândește-te care sunt efectele la cei din jurul tău și cât de grave îi afectează pe ei. Să nu vorbim cât de grave afectează biserica așa avem exemplu biblic pe Acan. Atunci când tu deliberat accepti să deschizi ușa către păcat, și cel rău mustrel Domnul va intra și dacă tu o consider joacă și dacă o consider un lucru care nu e important și dacă spui că așa fac toți, și dacă spui că așa face păstorul sau familia păstorului sau eu știu cine e din biserică și încep să faci păcate sau în biserică faci păcate și așa de multe păcate din astea finuțe în biserică care zice că e păcat fraților să fie indiferent. Nu o scrie în Biblie că e păcat indiferent. Dar din indiferența mea pot să mor un frate din biserică. E păcat frate să fii leneș asta scrie, da, e păcat. Dar din lenevia ta poate o familie să sufere de, 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 Nu are ce mânca, pentru că tu ești leneș, spune cuvântul lui Domnului, cine are să lucre, care să aibă să dea și celuilalt. Se poate întâmpla printr-un furt sau printr-o neascultare, dacă luăm exemplul lui Acan, o simplă neascultare, că erau lucruri bune, cum să le dai foc sau cum să nu ascult, sau Saul când și-a pierdut ungerea, pentru că au fost... O vrut să ducă jertfă Domnului, i s-a părut interesant. O mică, zicem noi, neascultare din asta, să aibă efecte așa de mari, să moare cu zecile de mii de oameni, un mic păcat pe care tu-l faci să poată să scadă puterea Bisericii Betlehem. Atenție mare la ce vă spun. Din cauza că tu trăiești cu el și consecința nu-i doar la tine. Gândește-te când faci un păcat, gândește-te și la biserică. Gândește-te că nu trăiești în lumină, gândește-te că cel cu care ai păcătuit sau lângă care, sau care ți-a văzut păcatul, el nu mai vrea să se pochească și o să ajungă în Sunt foarte multe efecte colaterale, foarte multe consecințe ale păcatului care nu se răsfrâng doar în viața ta, ci se pot răsfrânge și în viața celor de lângă tine. Și Domnul să ne sfințească pe fiecare dintre noi. Ar vrea să ne ridicăm în picioare și să facem o rugăciune. Pentru că vestea bună care o am în dimineața asta e că sângele lui Iisus Hristos ne iartă pe fiecare dintre noi. De aceea te rog în numele lui Iisus Hristos nu te lăsa mințit sau înșelat de satana că tu nu poți, că la tine nu este iertare, că tu nu poți să te sfințești și că nu poți să te rogi, că nu poți să te ridici, că nu poți să fii mântuit, că nu poți să fii vindecat, că nu poți să fii eliberat. Crede în dimineața asta Că păcatul tău poate fi rezolvat în numele Lui Iisus Hristos. Crede că uh, consecința păcatului tău poate fi oprită în numele Lui Iisus Hristos, prin puterea Domnului Iisus Hristos. De ce aș vrea în dimineața asta să facem o rugăciune? Conștienți că Isus Hristos e prezent aici. Conștient că Isus Hristos e venit aici în dimineața asta să te curățească și să te ierte, să te spele în sângele Lui, să rupă orice robie, orice blestem, orice legătură nedumnezească și orice consecință. Începe procesul ăsta în dimineața asta prin mărturisirea ta. Mărturisește-te înaintea Domnului, perseverează și ridică-te numele Lui Iisus. Intrăm toți la rugăciune.